Alexandru Pahonțu, preot în Lerești, a descoperit pictura grație prieteniei cu artistul plastic și scenograful Bob Nicolescu. În mod normal, un om care începe la maturitate să picteze poate fi considerat un fapt banal, numai că Alexandru Pahonțu nu vede ca oricine, mai precis ochii săi văd umbre, nu forme sau culoare. Rolul lui Bob Nicolescu a fost de a-l face pe Alexandru să aibă curajul să exprime exact ceea ce el vede și simte, astfel că odată deschisă ușa, puternic zăvorâtă an la rând, imaginile, formele și culoarea s-au revărsat ca un val uriaș. Într-un timp relativ scurt, camera lui Alexandru a devenit neîncăpătoare datorită numărului mare de lucrări care s-au tot adunat. Și pentru că emoțiile pe care le simțeau toți cei care le vedeau trebuia să fie împărtășite cu cât mai mulți, cei doi prieteni au decis să le expună. Văzul este un simț răutăcios. E un simț orgolios, egoist. Se vrea pe sine rege peste celelalte simțuri și, până la urmă, așa și este. Pentru că intră primul în contact cu lumea înconjurătoare. Dar, în același timp, în mod conștient pentru el, dar inconștient pentru noi, ne stabilește niște bariere. Niște bariere despre care, de cele mai multe ori, nu putem trece. Din punctul meu de vedere, și am început să am puncte de vedere acum, sper să-mi iertem aici prezenții obrăznicia. O pictură nu trebuie privită așa, oarecum, pe lângă părerea despre coloristică, tehnică și așa mai departe, care, bineînțeles, este și ea binevenită la vremea ei. Dacă reușești să treci de această barieră pe care o stabilește ochiul, un câmp cu flori vei vedea că este viu. Deci florile alea efectiv trăiesc, respiră, emană un miros de acolo din tablou, cântă, își pun o poveste, nu este un tablou și atât. Picturile mele, eu pot să le numesc ca fiind niște portale prin care eu, de cele mai multe ori, plec spre lumea minunată a undelor. Lume unde văd lumea așa cum vreau, așa cum îmi doresc și așa cum îmi place. Vernisajul primei expoziții a lui Alexandru Pahonțu a avut loc duminică la prânz, la Galeria Arta, și a însemnat și debutul unor activități culturale, dar mai ales spirituale, desfășurate la Câmpul Lung și la Ateneul din Lerești, dar și la Curtea de Argeș, cu sprijinul actorului Dorel Vișan, a flautistului Ionuț Ștefănescu și a regizorului Șerban Marinescu. Cei trei au fost și invitații speciali ai vernisajului, exprimându-și prin vorbe și muzică prietenia și încurajările. Scânteii luminoase de culoare și de propunere interioară, pentru că sufletul îl face pe om bun. Și acolo, în interior, se găsește rădăcina mistică a omului. Din punctul meu de vedere, și nu cred că greșesc, Alexandru vede mai bine decât mulți, mulți pictori români. Pentru mine e o surpriză în plus, o revelație, o bucurie. Portretele sau peisajele nu sunt simple imagini pe care noi privitorii le privim, ci sunt reflexii ale sale dinăuntru spre afară. Acestea ne îndeamnă la cugetare în tăcere, mult mai mult decât la efuziuni admirativ gălăgioase.